Primul aur olimpic la Tokyo 2020 strălucește la Suceava și Botoșani. Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei. Canotorii suceveni și botoșăneni scriu istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar eforturile sportivilor suceveni vor fi premiate și pe plan local de Consiliul Județean. O firmă care a blocat o stradă din municipiul Suceava pentru a face lucrări de branșare la conducta de gaz s-a ales cu dosar penal pentru că nu avea aviz de la Poliția Rutieră, clădire lângă care făcea lucrarea. Iar asociația Dăruiește Viața a finalizat spitalul modular care va înlocui secția ATI de la Piatra Neamț, acolo unde au murit 10 oameni în incendiu. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Canotorii suceveni scriu istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ancuța Bodnar a adus miercuri dimineață prima medalie olimpică de aur pentru România, iar Mihăiță Țigănescu, Ștefan Berariu și Cosmin Pascare au câștigat argintul. România a cucerit prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, miercuri, la canotaj, în proba feminină de dublu vâsle. Suceveanca Ancuța Bodnar și botoșăneanca Simona Radiș s-au impus detașat în finala A. Româncele au câștigat cursa cu timpul de 6 minute, 41 de secunde și 3 sutimi, stabilind și cel mai bun timp olimpic. Am reușit! Suntem extrem de fericite, nu avem cuvinte. Am avut încredere în noi și ne-am dorit extraordinar de mult această medalie. Am avut mulți susținători acasă și își doreau atât de mult și ei pentru noi să reușim și oarecum ne-au dat putere. Doamne, e incredibil, nu am cuvinte, încă nu mi-am revenit. E uimitor, așa ceva nu am simțit până acum. Am avut încredere maximă în noi că putem și a reușit să aducem aur pentru România și să devenim campioane olimpice. Nu eram sigure, am văzut pe ceasul nostru, dar am zis că așteptăm să ni se confirme. Încă un motiv de bucurie. Tot miercuri, România a cucerit medaliile de argint în proba masculină de 4 rame, prin sucevenii Mihăiță Țigănescu, Ștefan Berariu, Cosmin Pascar și botoșăneanul Mugurel Semciuc. Tricolorii au încheiat cursa în 5 minute, 43 de secunde și 13 sutimi, la 37 de sutimi în spatele campionilor olimpici din Australia. Noi nu prea vorbim înainte de a ne urca în barcă, nici la încălzirea pe uscat. Pur și simplu noi ne urcăm în barcă, ne conectăm ceva, vorbim telepatic. Nu prea facem mult zgomot din gură, știți? Mai mult din creier. Suntem conectați cu inima, cu sufletul și asta e cursa. Când am ajuns la telefon, era plin de mesaje, poze, postări, felicitări. Cele mai frumoase au fost de la familie, cum ca de obicei vin de la familie, pentru că ei te susțin mereu. Am fost bucuroși, da, mulțumim. Vrem să fie așa și când avem o cursă mai proastă. Cam așa arată palmele unor campioni, unor vicecampioni olimpici la Tokyo. Județul Suceava va mai fi reprezentat în finalele de la canotaj de Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Maria Tivodariu și Ioana Vrânceanu în proba de 8+1 feminin, de Ionela Cosmiuc și Gianina Beleagă în proba de dublu vâsle feminin categorie ușoară și Marius Cosmiuc și Ciprian Tudosă la dublu rame masculin. După ce România a câștigat primul aur olimpic cu echipa de canotaj dublu vâsle feminin, cu un echipaj din care face parte și o suceveancă, și argintul olimpic la 4 rame masculin fără cârmaci, cu un echipaj din care fac parte 3 suceveni, administrația județeană a anunțat că eforturile lor vor fi premiate și pe plan local. Emoționat de dimensiunea performanței, Gheorghe Flutur a declarat inițial că ambele echipaje au obținut aurul olimpic și că toți cei 4 băieți ar fi suceveni. În debutul ședinței de Consiliu Județean, Gheorghe Flutur a precizat că deliberativul județean va acorda distincții campionilor de la Tokyo. Aș vrea să spun câteva lucruri despre ultimele evenimente și mă refer aici la evenimente plăcute de data asta. Mă refer la
performanța sportivilor români și vă rog să mă credeți, uitându-mă în lista de participare, Suceava are din 101, 21 de sportivi la Tokyo acum. Cred că o lume întreagă se uită acolo. O să rog staful tehnic, trebuie și noi cumva să venim să aplaudăm, să apreciem, să felicităm și să recunoaștem performanța. De aceea, pentru ședința următoare, o să propun inclusiv acordarea unor distincții pentru campionii noștri care am văzut că sunt în curs de desfășurare. Emoționat de dimensiunea performanței, Gheorghe Flutur a declarat inițial că ambele echipaje au obținut aurul olimpic. Ancuța Bodnar de la Vatra Moldoviței, care deja e campioană olimpică, ne aduce aurul și singura româncă, bravo ei și felicităm. E în echipă cu o fată de la Botoșani, la dublu vâsle din ce am văzut. Și la fel, suntem tare aici la canotaj și felicitări, o echipă de patru băieți care vin cu aurul, toți suceveni de ai noștri, Cosmin Pascar, Ștefan Berariu, Vasile Semeniuc și Argent și Țigănescu Vasile. Ăștia toți sunt suceveni și aduc argintul. Bravo lor! M-am uitat. Mare lucru pentru aceste performanțe. Contrar spuselor lui Gheorghe Flutur, numai 3 din cei 4 canotori medaliați cu argint la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt suceveni, în vreme ce Mugurel Semciuc este din Rogojești, județul Botoșani. Toți sportivii suceveni care se întorc cu medalii de la Tokyo vor fi propuși pentru titlul de cetățean de onoare al județului Suceava, dar vor primi și premii în bani. Ne gândim și la un stimulent, premii financiare pentru ei, dar fiind în desfășurare, n-am vrut mai mult de atât astăzi să fac. Sperăm să mai avem și alte nume care să ne facă să umblăm un pic la punguța noastră, la ceva bănuț, să le dăm niște stimulente. Și deocamdată dați-mi voie în numele administrației județene să-i felicit, să-i aplaud și să le mulțumesc pentru această uriașă performanță făcută la Tokyo de către sportivii români din Suceava. O firmă care a blocat o stradă din municipiul Suceava pentru a face lucrări de branșare la conducta de gaz s-a ales cu dosar penal pentru că nu avea aviz de la poliția rutieră. Când s-au apucat de treabă, muncitorii au restricționat și traficul pietonal și traficul rutier. Tupeul constructorului este cu atât mai mare cu cât a încercat să spargă la doar câțiva pași distanță de sediul poliției rutiere. Polițiștii de la biroul rutier din municipiul Suceava au observat că muncitorii unei firme s-au apucat să spargă strada universității pe sensul de mers dinspre Areni ca să facă niște racorduri la conducta de gaz. Pentru executarea lucrărilor a fost restricționat atât traficul pietonal cât și traficul rutier. Înainte să pună mâna pe utilaje, constructorul trebuia să treacă pe la biroul rutier al Inspectoratului de Poliție Suceava ca să obțină un aviz. La data efectuării verificărilor de către oamenii legii, executorul lucrărilor nu a solicitat și pe cale de consecință nu a obținut avizul poliției rutiere. Prin urmare, polițiștii au întocmit un dosar penal pe numele firmei privind infracțiunea de împiedicare sau îngreunarea circulației pe drumurile publice. Gazul metan va fi sistat în municipiul Rădăuți timp de 12 ore în data de 4 august. Astfel, conform unei adrese de la furnizorul Nordgaz, furnizarea gazelor naturale în Rădăuți va fi sistată în data de 4 august 2021, începând cu ora 8, reluarea serviciului fiind estimată pentru ora 20. Nu doar gazul va fi întrerupt. Servicii comunale nu va putea furniza apă caldă în același interval orar, transmite primăria municipiului Rădăuți. Prima parcare supraterană care va fi construită în Suceava va avea 4 niveluri peste sol și o capacitate de 150 de locuri de parcare. În total, în zonă vor fi amenajate puțin peste 200 de locuri de parcare. Pentru aceasta, garajele de pe strada Duzilor din cartierul Obcin vor fi dărâmate, iar pe terenul din jur va fi amenajat și un mic spațiu verde. Un proiect important pentru fluidizarea traficului și a zonelor dintre blocurile de locuințe este construirea unei parcări supraterane. Schițele pentru prima astfel de parcare au fost prezentate de primarul Ion Lungu. Aceasta ar urma să fie construită în cartierul Obcini, în locul garajelor de pe strada Duzilor. Discutăm astăzi de parcarea supraterană din cartierul Obcini, pe care o facem pe strada Duzilor, în spatele străzii Cornelii Coposu. Așa cum se poate observa din această planșă,
ne dorim să facem o parcare cu un regim de înălțime de P plus 4, 150 locuri de parcare, 4 locuri la parter, 4 persoane cu handicap, 13 locuri mașini electrice, 12 locuri, etajul 1-3 de 32 de locuri, etajul 4, 35 de locuri, total 150 locuri. Pe lângă parcarea supraterană, așa cum se poate observa și în jur, vor mai fi mai multe locuri de parcare la sol, din care 3 locuri parcare persoane cu handicap și 50 locuri pentru mașini normale. Ca atare, un număr total de 203-205 locuri de parcare, din care 150 locuri în parcarea supraterană. Întrucât terenul disponibil după dărâmarea garajelor este mai mare decât necesarul pentru parcarea supraterană și locurile suplimentare de la sol, un spațiu verde va fi amenajat în zonă, conform primarului Ion Lungu. Ceea ce am promis cetățenilor din zona respectivă, atunci când am spus că dărâmăm garajele și a fost solicitarea lor, dacă area construită la parcarea supraterană este de 1.152 de metri, la spațiu verde de acolo este de 1.600 de metri pătrați. Deci dorim să facem un spațiu verde, un parc, practic, în fața acestei parcări supraterane, în așa fel încât să rezolvăm problema a lipsei parcurilor în cartierul Opcii. Documentația este în lucru, va fi predată de proiectant, după care urmează etapa de aprobare a indicatorilor și pregătirea pentru finanțarea pe fonduri europene. Conducerea Spitalului Județean din Piatra Neamț a primit marți cheile noului spital modular ATI construit și donat de Asociația Dăruiește Viață. Ridicarea noului compartiment de urgențe a durat doar câteva luni și a survenit după ce 10 pacienți au murit în urma incendiului violent din secția ATI a Spitalului Nemțean. Inițiativa privată a fost sprijinită de sponsori, dar și de oameni din țară care au donat prin SMS. Noul spital modular din Piatra Neamț este a doua construcție de acest gen pe care Asociația Dăruiește Viața îl oferă comunității. După tragicul eveniment de la Piatra Neamț din luna noiembrie 2020, membrii asociației s-au gândit să dea o mână de ajutor pentru a veni în sprijinul celor care fac posibil actul medical și implicit pacienților. Asociația Dăruiește Viață construiește pentru prima dată în Moldova ceva de la zero, respectiv acest spital modular. Acest spital modular este al doilea pe care Dăruiește Viață îl construiește în pandemie, primul fiind cel de la, din curtea Spitalului de Urgență Elian în București, care a tratat până acum peste 1000 de pacienți cu COVID. Mulțumim de asemenea tuturor sponsorilor și donatorilor, au fost peste 400 de companii care s-au implicat și au sponsorizat acest proiect, au fost peste 10.000 de persoane fizice care au donat prin SMS sau online pe platforma doruiesteviata.ro sau prin transfer bancar. Știm că e greu de crezut că astfel de proiecte au o finalitate, e greu de crezut în Moldova, unde mereu oamenilor li s-au promis lucruri, li s-au promis spitale. Avem un exemplu de înșiruire de containere, chiar vorbeam până să intrăm în această conferință că ce e la Lețcan nu poate fi numit spital. Acesta este un loc în care într-adevăr vor fi tratați oameni și atât cât va depinde de echipa medicală vor fi și salvați. Provocările în a ridica într-un termen foarte scurt un spital care să răspundă cerințelor vremii au fost foarte mari. A fost un proiect cu multe provocări. Vremea n-a lucrat în echipă cu noi, a fost în echipă adversă. Cred că a fost factorul care ne-a pus cele mai multe probleme. Spunea cineva astăzi, voluntara noastră, că pe 4 februarie am turnat fundația, nici nu știam, mie mi s-a părut că a durat mai mult decât a durat, dar de fapt sunt doar 26 de săptămâni, ne așteptam să terminăm mai repede. Am avut o perioadă lungă cu îngheț și frig în care nu s-a putut lucra, după care au venit ploi nesfârșite și asta a făcut ca lucrurile să dureze un pic mai mult decât prevăzusem inițial, dar proiectul credem că a ieșit foarte bine, este al doilea, l-am făcut, învățăm din fiecare proiect față de Spitalul modular de la Elias este mai bine, o să vedeți, arată ca un spital adevărat înăuntru, chiar dacă îl numim modular. Eu aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și au crezut în acest proiect. Noi știm că nu este ușor să crezi că se poate face ceva repede și bine în România. Cu toții trăim într-o țară în care nu mai credem unii în alții și nu mai credem în autorități, dar aș vrea să spun și un lucru bun.
Am avut o colaborare foarte bună cu managementul spitalului, cu DSP-ul și cu ISU. A fost poate locul în care oamenii, inclusiv funcționarii publici, au înțeles cât de mare nevoie este de acest proiect și chiar n-am mai simțit un ping-pong, cum simțim de obicei când mergem către autorități, am simțit că suntem într-o echipă și asta cred că a contat mult. Beneficiarul proiectului este Spitalul Județean Neamț. În prezent, numărul de paturi disponibile în secția intermediară ATI este de 6. Noul spital va putea avea grijă de 17 pacienți și beneficiază și de o cameră de izolare maximă. Acest ATI modular este practic ceea ce ne trebuia pentru a desfășura, mă scuzați, am un pic de praf, pentru a desfășura activitatea medicală în mod normal, pentru că niciun spital județean din țara asta nu poate lucra cu 6 paturi ATI. Activitatea chirurgicală este acum limitată din cauza faptului că nu putem interveni și avea operații chirurgicale pentru toți pacienții și, din păcate, continuăm să-i trimitem pe unii din pacienți la colegii noștri din Roma. Odată cu redeschiderea sau cu deschiderea spitalului ATI modular, putem să tratăm cazurile chirurgicale și la noi în spital. Spitalul modular are echipamente noi de ultimă generație, însă au fost recuperate și altele care au funcționat în fosta secție ATI, funcționale și neafectate de incendiu. O să începem și mă la activitate normală, paturi suficiente, cu dotări moderne. Starea asta ne dorim de la începutul acestei perioade. Secția este dotată cu echipament modern, spațiu suficient, ceea ce ne referă, de fapt, paturi, în sfârșit, multe. Noul spital modular ATI va fi operațional în aproximativ 2 săptămâni. În această perioadă vor fi obținute avizele și certificările necesare funcționării. Serviciul Județean de Ambulanță Suceava a înregistrat peste 35.000 de solicitări de la începutul anului până în ultima săptămână a lunii iulie. Din păcate, 20% dintre apeluri au fost efectuate în mod abuziv sau de persoane care nu aveau nevoie de ajutorul salvatorilor. O femeie din zona Afălticeni sună frecvent la 112 și se preface că este bolnavă pentru ca ambulanța să vină și să o aducă la oraș ca să cerșească. Alte persoane cer ajutorul salvatorilor de la ambulanță după ce consumă băuturi alcoolice pentru a fi transportați nu la spital, ci acasă. Aproximativ 20% dintre cele 35.000 de apeluri înregistrate la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava în perioada 1 ianuarie-28 iulie au fost efectuate în mod abuziv sau de către persoane care nu aveau nevoie de ajutorul salvatorilor. O femeie din Slatina sună frecvent la ambulanță și spune că se simte rău. Când salvatorii ajung la domiciliul acesteia, femeia cere să fie transportată la spital, deși nu are probleme de sănătate. De fapt, ea folosește autosanitara pe post de taxi, ca să ajungă în Fălticeni, unde adună bani din cerșetorie. Că se simt rău. Și se urcă în ambulanță apoi? Se urcă în ambulanță, e monitorizată, se vede că nu are mare lucru, că ea vrea la spital, trebuie dusă, autorizată, nu știu niciodată. Și după ce ai făcut 25 km până la Slatina, nu-ți permiți să o lași, că peste 10 minute sună din nou. Numeroase persoane solicită ambulanța când sunt sub influența băuturilor alcoolice și cer să fie transportate la domiciliu. Anul acesta, de la începutul anului până în prezent, avem 36.805 pacienți solicitări, din care 29.718 pacienți transportați, stopuri cardiorespiratorii 674, din care 97 resuscitate. Acestea sunt niște date care arată că totuși activitatea este foarte mare. Și dacă noi ne încurcăm cu persoane care sună abuziv, care n-au ce face și sună la 112, am avut, de exemplu, un turnat din univers, nu vreau să fac rău nimănui, dar un fost angajat de la ISU care spunea că noi trebuie să fim la dispoziția lui 24 din 24 și să stăm cât dorește el la el. Dar ce probleme au? Nu știu exact ce probleme au, să avem. Și cei mai mulți sunt cei care sunt în stare de ebrietate, aceste solicitări abuzive, și vor duși acasă. Noi nu suntem taxi. Deci se îmbată și sună la 112. Se duc acasă. Noi nu suntem taxi, din păcate. Am avut la Poiana Ștampii, chiar m-au sunat pompierii
păi el nu dorește la spital, el dorește să fie dus acasă. Zic, eu nu vă pot spune să nu duceți acasă. Salvatorii de la ambulanță au fost nevoiți să anunțe poliția când au constatat că unii au încercat să folosească serviciul medical pe post de taxi. Puteți face ceva împotriva acestor persoane? Legal doar să anunțăm poliția și poliția să iei măsuri. Noi nu avem... Și ați anunțat poliția? De mai mult. Și s-au luat ceva măsuri? La unii amendează și ține amenda, la alții nu ține amenda pentru că nu o plătesc. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei. Alături de mine, în studioul știrilor și astăzi, jurnalistul Sorin Avram. Bine revenit! Bună, Cătălina! Bine m-am regăsit! De nou motive de bucurie ne dau sportivii români. Sportivii români, nu? Ana Maria Popescu nu ne-a dat motive de bucurie. Da, ne-a dat motive de bucurie și de întristare văzând cum e tratată. Cum e tratat orice sportiv până la urmă, cum e tratat sportul, poate, da, în România. Nu știu, așa... sportul rege, care nu neapărat ne dă motive de bucurie. Atâta răutate, știi, și atâta aroganță, foarte multă aroganță. E trist cu această femeie, doamnă, fată, care 36 de ani, nu? Adică să meargă atâția ani la Olimpiadă și să vină cu bune rezultate. Și campionatul mondial și campionatul european. Și se voie așa de sus că tu ești ministru al sportului, este foarte... Vremelnic. Da, vremelnic și plus. Rămâne și el un campion. Dar rămâne un campion, dar nu de... Și dacă el și el campion... Eu nu vreau să fac o paralelă sportiv, între campionatul ăla și campionatul ăsta. Chiar nu vreau să fac o paralelă. Deci nu se compară. Hai să... Revenim la bucuriile. La bucurii cu 5 sau 4 cât sunt de la noi din județ. În fine, noi insistăm pe asta. Trebuie felicitați toți sportivii din județul nostru care și au luat medalii. Care vor mai fi, că... Cei care vor mai lua, dar toți cei care participă, pentru că astăzi l-am avut invitat pe Valerica Gherasim, care este antrenor emerit la lupte greco-romane. El a fost bronz național, n-a avut... Dar știe ce înseamnă munca. Dacă pentru un campionat intern te pregătești atâta și îți rupi oasele și urechile și mâinile și picioarele, dar rămite pentru o olimpiadă. Și fata care a fost la tir cu arcul de la Rădoț e puștoaie, care 18 n-a făcut mare brânză, dar a fost acolo, pentru că e și greu să te califici. Dar îmi minte să mai câștigi o medalie, cum au luat cei 4 sau 5 suceveni. Aici nu mai discutăm. Oricum, felicitări tuturor pentru ceea ce au făcut. Și vedeam azi un comentariu că, de la un om care se crede foarte, foarte deștept. Doamne, ce tot atâta, că nimeni nu știe de spadă, de canotaj, de tir cu arcul, așa în general, că dacă ar fi, să știe, s-ar uita lumea la televizor și s-ar câștiga, ba nu așa, că niște sporturi, acum s-a făcut vâlvă cu Ana Maria. Dom'le, da, Olimpiada este cel mai important eveniment sportiv planetar. La asta se uită lumea. Nu se uită lumea la domnul președinte când merge în Germania, decât ăia 3 din delegația germană se uită la el, că în rest nu interesează pe nimeni. Dar când îți mai vezi tu tricolorul fluturând pe un catarg, când mai vezi tu tricou cu stema României pe un podium, când le mai vezi astea? Și nu le văd 3. Nu le văd 3 sau 5, le văd milioane de oameni. Da? Despre asta este vorba. Că da, spada și cu tirul nu sunt sporturi de masă. Însă la Olimpiadă toate sporturile sunt interesante pentru marele public, da? Iar oamenii aceștia sunt ambasadori, poate mai anonim decât vreun sportiv. Cătălina, mai... și am mai văzut că ăștia au rentă viageră. Bă, dar voi, tu ce ai făcut, mă, la care scrii? Uh-huh. Dar tu de ce vrei rentă viageră? Că ți-ai mutat fundul de acasă la serviciu și ți-ai luat pizza pe drum înapoi acasă? Cam tu de ce vrei? Cine ești tu? A, ești la tine, la asociația de proprietari, să-ți dea ăia rentă viageră dacă mereți, că ai văruit bine scara blocului. Dar oamenii ăștia care își rup picioarele și mâinile și muncesc și nu dorm de emoție și câștigă o medalie la o competiție... În numele țării tale. Da, normal că merită rentă viageră și pensie. Dar tu cine ești? Un rupt în fund. Ei poate compară și cu sporturile de masă, unde... Nu, dar hai să nu mai comparăm atât. Nu, dar să nu mai comparăm atât. Tot ne-i ca nimeni, își dă cu părea. Tot ne-i ca nimeni, care n-a făcut performanță nimic. Păi tu dacă n-ai făcut performanță... Ăștia, dacă îi cauți bine pe ăștia care scriu și cei mai virulenți, ăștia sunt niște vai de soarta mamilor. Că nu știu nici meserie și nu știu nimic din viața asta. Da? Și stau să juc. Care ăla are rentă viageră? Da, mă, are rentă viageră, și? A meritat-o. Dar e mai bun ăla care a fost judecător 10 ani și a ieșit la pensie la 40 de ani și ia 300 de milioane pensie? Ăla e mai bun? Ăla ce a făcut pentru țara asta? A, că i-a prins pe doi hoți și i-a băgat în pușcărie și care au ieșit și au furat iar sau ce? Nu? Adică
Și mă intrigă lucrul ăsta. Sunt niște oameni care trebuie apreciați, dar noi nu știm să apreciem. Și doar un sportiv, cred că pe final de carieră, cum pare că e Ana Maria Popescu acum, păi da, care nu are gata. Nimic de pierdut, a descărcat toate frustrările astea da, pe care le-a acumulat. Da, și am scris un articol. Ea port drapelul României în România. Și ar trebui să se alinieze în spatele ei profesioniști din toate domeniile, că noi nu vorbim aici numai despre sport. Că de-aia merg lucrurile la Andala, pentru că Gheorghiță cu mătrul ăla l-a pus șef la, cum îl cheamă pe ăsta, care a venit de la Dolhasca. L-au dus la Vatra Moldovițe sau la Moldovița, l-au făcut funcționar să-l pună șef la protecția consumatorului la Suceava. Așa, și chestii de genul ăsta. Pe amante, pe cumătrii, pe lovele și așa mai departe. Și lucrurile de-aia sunt date peste cap. Înțelegi? Păi așa spadasina Ana Maria Brânză e la spadă și la asta se pricepe. Și se pricepe la mult mai mult, să aibă un discurs articulat. Ceea ce te uiți la alții care sunt cu pretenții, nu zic la Florin Câțu, care și la alții din politică, dar zic la oameni care cu pretenții, profesori, medici, și auzi cum vorbesc, vai de soarta lor. Dar Ana Maria și discurs curajos și m-a deranjat foarte mult că erau unii care o luau apărare și nu atacau pe Ana Maria Brânză, dar așa îi dădeau cu mantinela. Mă, nu v-ar fi rușine, mă, nu v-ar fi rușine. Știi? Da, mai departe. Să nu umbrim bucuria asta. Felicitări pentru asta și de apreciat și atitudinea lui Gheorghe Flutur, care a acționat imediat. Se știe, Gheorghe Flutur nu e cu sportul. S-a văzut. El nu are nicio treabă cu sportul. Nu, dar el nu are nicio treabă cu sportul. El nu înțelege fenomenul sportiv. Dacă ar fi înțeles fenomenul sportiv Gheorghe Flutur, dar n-are cine să-i spună că ei sunt antisport toți de acolo. În afară de Nicolae Barbă. Dacă l-ar asculta pe Nicolae Barbă, care căruia îi place sportul și mai și care joacă. Care a venit pe bicicletă de la Viena până la Suceava. Dacă și joacă și știe. Să-l asculte. Dom'le, dacă tu aveai plecare spre sport, tu făceai ceva în județul ăsta. Poate că ar putea fi un început cu baza sportivă tocmai de la Fălticeni. Care e dezastru. Cea pentru canotaj. A. Nu știu dacă ai fost de curând. Sau... Spui, e la fel ca în ultimii 20 de ani. Nu e nimic. Știi, dar și asta mă e ușor să-i felicit. Că văd că scriu mesaje de felicitare politicienii. Bravo! Mândri că suntem români, eventual, da, nu? Argintul medaliei tale s-a transformat în aur și strălucește, nu, și o plâng. Texte scrise de niște piariști fugiți de la școală. Așa, niște miere din aia turnată în exces, știi? Asta e ușor. Să scrii un mesaj de felicitare, să te dai patriot, tu ești român, a? Dar ia, bă, și fă ceva pentru oamenii ăștia. Aceea, da. Nu? Ei au contribuit cu ceva? Dar oricum e de apreciat Gheorghe Flutur pentru asta, că s-a mișcat foarte repede. E de apreciat. Era ședință de Consiliul Local, județean a speculat momentul perfect pentru că probabil că și dintre ceilalți consilieri s-o fi trezit unul. Nu mai cred, târziu nu să cred zic că s-a trezit nimeni. S-ar fi trezit unul nu, mai târziu. Nu, dar n-am curajul să-i comenteze lui Gheorghe Flutur. Aia e chestiunea. Da, și e păcat că nu au o plecare pentru n-au sport. N-au curajul și n-au plecare pentru sport. Mai era după Pentiuc în Consiliul Județean, care cu sportul, el a făcut sport. Așa? Și e iubitor de sport. Mai e Tudor Plăcintă, care cu sportul, din câte știu, dar restul din aia casnici, așa, știi, mai fac acasă un macrameu, mai un goblen, bărbați, mă refer. Eu să așteptăm cu mare interes și celelalte rezultate care vin de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, sperăm să fie la fel de bune, indiferent de culoarea medaliei. Acum, dacă tot ne influențează reacția Anei Maria Brânză Popescu. Și o paranteză, o altă campioană uriașă pe care Suceava a adoptat-o și care a concurat pentru CSM Suceava de data asta, Cristina Casandra, e invitata mea la ediție specială săptămâna asta. Bravo, Cătălina, bravo! Cu tot, cu soț. Premii și cu soț, evident, antrenorul ei, cu tot cu premiile pe care le-a obținut. Păi, dar și soțul e un premiu. Și el are propriile sale recorduri. Deci soțul pentru Cristina Casandra e un premiu și Cristina Casandra pentru soțul ei e un premiu. Adică... Și cu recordurile mondiale și cu diplomele pe care le-a primit de la Beijing. Ea întâi a terminat Jocurile Olimpice pe locul 5 la și atletism. Și a urcat pe 4. Și a urcat pe 4 și a primit la 10 ani distanță a primit certificarea. Asta ai plătit acum tu, nu? Multe povești am aflat. Știam că a schimbat, că a câștigat ulterior locul 4, dar nu știam că la 10 ani distanță i-a venit acasă premiul. Da. Asta e bine, știi. Multe lucruri interesante am aflat de la ea, trăirile pe care le are un sportiv și ce greutăți sunt până la
performanțele de tipul acesta. Ne întoarcem la astea mai lumești, mai de zi cu zi. Avem niște spărgători fără aviz, fără aviz, nu, de la poliția rutieră, în fața sediului de la poliția rutieră. Eu ți-am zis odată. Să nu ne luăm de muncitori. Nu, sau de mai la multe. Eu dacă mă duc într-o zi așa și iau doi băieți și mergem în mijlocul drumului și punem niște avertizoare din ăla și începem, noi dăm cu trână cop. Oare vine cineva să ne întrebe aici, pentru că era lângă poliție. Și n-avea aviz tocmai de la poliție. Păi nu, dar era, îi deranja pe aia. Și zice, ia vezi care de acolo. Erau și ei, jucau, vezi, au aviz? Jucau pe un poker pe calculator sau ce făcea ei la serviciu, că doar nu se rup cum, că îi vezi în stradă pe polițiști. Un pic cam cald. Păi mai ales acum. Stăteau și oameni la răcoare, jucau un poker pe calculator sau ce jocuri joacă ei. Și era băia, dădeau acolo cu ascuțitul. Zice, păi care e acolo? Uite, doi, trei muncitori. Ia vezi, au toate actele. Și s-au dus, altfel nu. Păi ce crezi că dacă ar săpa oriunde vrei, tu pe amorgului, se-a fiind doi și sapă pe... Tu crezi că îi întreabă cineva? A, doar să sune un cetățean vigilent de la bloc care doarme de amiază. Așa și n-are ce face și este din ăsta reclamant de profesie și sună. Atunci vine o și își întreabă. Dar altfel nu. În orașul ăsta face fiecare ceva. Păi dacă nu s-a construit o dita mai Hardughia peste, cu muși din Arens spre Mărășești, scria acolo ceva și a ieșit altceva? A întrebat cineva ceva? Pardon? Dar nu mai bine, mai bine întoarcem ce? Și noi privirea? Păi nu. Își vadă oamenii de treabă, nu? Și așa e forța de muncă. Și așa încurcăm. De treabă și-au văzut, și nu știu cum se întâmplă mereu, la privat lucrurile, când își pun mintea, reușesc la stat mai greu. Ce nu s-a mai reușit la stat? S-a reușit ceva de spitalul de la Piatra Neamț, că s-a făcut de statul român? Auzi, știi care e chestiunea, Cătălina? E apreciat faptul, implicarea de această fundație, eu am mai auzit de ea. Este fundația care construiește și la București spitalul oncologic, da, pentru copii. Am mai auzit, ea este bine implementată. Este fundația care a primit, cred că la turneul Metallica, când au cântat în București, cea mai mare sumă, la București nu, dar știu, am urmărit atunci, ei donează din valoarea biletelor câte o sumă unor cauze umanitare. Și Metallica au a dat 250.000 de euro. Foarte bine. Deci felicitări celor care au făcut asta. În ceea ce privește statul, din nefericire, statul este amorțit, este anchilozat, este capturat. De el însuși. Da, da, statul este capturat de această putere discreționară care este reprezentată de Klaus Iohannis. Deci, când văd pe primul ministru umblând așa, parcă un bondar din ala din floare în floare, știi, vorbește prostii, nu zice nimic, știi? Și nu răspunde pentru nimic. El spunea cu seninătate, deci eu nu mă pricep la finanțe așa. Dar atâta mă duce și pe mine capul să înțeleg că în momentul în care cu cât ai o datorie mai mare, cu atât nu ți-e mai bine, ca și o persoană fizică. Că dacă eu am venituri într-un an de 50.000 de lei și am împrumut de 25.000 de lei, nu e în regulă, știi? Și încerc să nu mai fac datorii. El spunea cu seninătate că România a ajuns aproape de 50% datorie. Gradul de îndatorare. Gradul de îndatorare, dar că nu e o problemă. Sunt țări cu 60%, dar noi mergem așa că băgăm banii în investiții. Eu nu știu unde sunt banii. Și încă o chestiune, aici vreau să ajung. Dom'le, se spune, a fost un an greu, a fost cu pandemia, au fost niște cheltuieli care nu erau planificate și au trebuit făcute. Însă, nu face nimeni un inventar exact. Și aici e de anchetă penală. Un inventar exact. Dom'le, câte măști a cumpărat statul român? Că majoritatea le-au dat Crucea Roșie și alte fundații. Câte combinezoane au cumpărat? Câte teste PCR? Câte aparate? La Suceava s-au luat niște aparate, le-au luat primăria, le-au luat arhiepiscopia, a trimis Vaticanul și așa mai departe. Dom'le, niciun spital nu s-a făcut. Câte secții ATI a extins Guvernul României, Ministerul Sănătății? Câte? Alea două cașcarabete sau cum se cheamă, alea vagoanele, alea spitalul de la Iași, containere sau ce sunt ele? De la Lețcani, care n-a fost deschis? Așa. Unde sunt banii? Unde sunt? Ah, că ați cumpărat vaccin? Cum ai cumpărat? Ai contractat 120 de milioane? Ai nebunit? Am zis că n-au plătit. Bun, dar cum l-ai contractat? Dar cum să contractezi așa ceva? Câte generații? Dar tu când mergi la piață și spui, bă, că știi, un om gospodar care face roșii bune, auzi?
ține și mie un 100, camion. 100 de tone de roșii, contractez. Știi? Dar deci și el zice, da, țin, dar pentru cine? Pentru consum propriu. Știi? Deci aia cu vaccinul e o problemă. Dar banii, unde sunt banii? Că zice, domnule, că s-a crescut datoria publică pentru că noi a trebuit să ținem și economia în viață. Unde sunt banii pentru Horeca? Cine a plătit banii pentru aia 75%? N-ai luat bani de la Uniunea Europeană pentru asta? Deci tot se ventilează și se umblă cu chestia asta că, uite, trebuie să ne înțelegeți că noi am dat bani pe asta. Nu! Deci nu! Dar nimeni nu face pentru că statul este capturat. Nenorocul României este că nu era PSD-ul la putere. Că dacă era PSD-ul ar fi făcut la fel, dar atunci s-ar fi declanșat anchete. Știi? Și măcar s-ar fi recuperat ceva. Dar acum, dacă nimeni nu se bagă, deci nimeni, și cu atâta serenitate, și nimeni, nu, DNA-ul nu mai există, nu mai există bine, nimic. Sorin. Dar nu este bine, asta este o falsă impresie. Deci nu este bine. Văd și obrăznicia asta cu energia electrică, cât de obraznic este și ministrul energiei, care spune, doamne, dacă nu lăsăm piața liberă, aici ai dreptate. Dacă nu lăsăm piața liberă, atunci nu mai vin investitorii să bage în producerea energiei, pentru că știe că prețul e controlat de stat și e plafonat. Care investitorii vin? Uh-huh. Știu și eu. Dar certificatele alea verzi pe care trebuie să dați la ăia care produc energie verde, când dați banii aia? Din ani, așa. De câți ani în urmă? Acum, cred că la câteva luni au ajuns. Dar îmi spui mie să mă mut la alt, distribuitor? Distribuitor, câtă vreme rețeaua e aceluiași. Că pot să nu fiu captiv? Păi ce minciuni sunt astea? Da. Deci este un monopol. Este un monopol. Statul român, pe vremea lui Adrian Năstase, a dat pe degeaba. EON-ul, asta ce a devenit EON, a rămas numai electric, ca pe sud de stat. În rest s-a dat pe degeaba. Au devenit acționare statul ceh, statul italian prin companii, nemții, privat și așa mai departe. Și unde să mă duc? Adică să mă duc eu de la Suceava, să mă duc să mă înscriu la Enel. Enel-ul e pe Dolj, pe acolo, nu? Unde e Enel-ul? În fine. Și să mă duc pe compania care deține sudul țării. Cum adică? Păi rețeaua e tot aia. Și cine vine să mă repare? Sau... A, și diferențele alea de un ban, doi bani? Bă, băiat. Da, sau de câteva zile, eventual, până vine echipa de la Delgaz, electrica, să vină să-ți repare că tu ești la alt furnizor. Da, deci, în fine. M-am enervat destul, îți mulțumesc nu, că m-ai invitat. Nu, mai am un ce subiect. Cu ce? Subiectul cu ambulanțele pe post de taxi. Da, e... Trist. Trist, așa. Oameni inconștienți, oameni proști. Mulți sunt foarte proști. Deci, odată că trebuie să fii prost crescut, știi, să... Dom'le, ambulanța aia cât vine la tine, salvează o viață. Două, trei. Trei, depinde. Dar trebuie să fii și prost, adică să n-ai nimic în cap. Să dai telefon, să consideri tu... Deci, asta, să nu ne ascundem după... Sunt oameni proști. Bătuți în cap. Da, așa, și ce să-i faci? Și acum nu mai putem da vina exclusiv pe soare. Pentru că e și la umbră unii dintre ei. Aia sunt proști de proști. Indiferent de vreme. Indiferent de vreme. Pe de altă parte, tot respectul pentru cei de la ambulanță, pentru ce au făcut. Bravo lor. Ce faci? Ce-i cu circul ăsta cu sirene prin oraș? Să sune pensionarii speriați că ce se întâmplă. Deci oameni, am primit telefoane, oameni care s-au speriat, credeau că este o nenorocire. Pentru că umblau în coloană cu sirenele pornite. Ce e cu asta? Bun, am înțeles. Pentru colegi, facem o chestie la unitate, așa, s-a dat în presă că uite așa, ați făcut nu știu ce consultații, e de apreciat ce au făcut și ce fac oamenii ăștia. Dom'le, dar gândiți-vă la cetățenii acestor. Și așa toată ziua ați bombardați. Dacă nu-i miliția, e salvarea. Dacă nu-i salvarea, sunt pompieri. Dacă nu-s pompieri, e smurdu. Dacă nu-i smurdu, e coloană oficială. Bașca, claxoanele, cocalarilor din trafic. Și scârțitul de roți și tobele prefabricate. Și mai viști tu și faci... Dar era, asta a fost înspăimântător pentru oameni. Că a fost o chestiune organizată și erau șir de mașini și toate cu sirene. Oamenii s-au gândit... În ziua de astăzi, că e o catastrofă. Că e o catastrofă. Da? Cătălina? Da, o abordă. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, Sorin.
Ei, chiar despre acest eveniment vorbim în cele ce urmează la jurnal. A fost ziua salvatorilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava. Cu acest prilej, sărbătoriții au organizat o paradă în municipiul Suceava, au oferit consultații medicale gratuite și au ținut un moment de reculegere pentru colegii lor care au fost răpuși de COVID-19. Medicii, asistenții și ambulanțierii le-au amintit sucevenilor că sunt gata oricând să le ofere ajutor. Cu ce se ocupă tatăl tău? Să salveze oamenii. O spune cu mândrie nemărginită Matei, un băiețel de 4 ani care a participat la evenimentele prilejuite de ziua ambulanței. Micuțul a atras toate privirile în timpul festivității pentru că a venit îmbrăcat la fel ca tatăl său, în costum de ambulanțier. Festivitatea a debutat la sediul Serviciului Județean de Ambulanță Suceava cu imnul Deșteaptă-te Române și imnul ambulanțierilor. Șeful Serviciului Județean de Ambulanță Suceava, Alexandru Lăzăreanu, a amintit efortul depus de angajații instituției în fiecare zi, dar mai cu seamă în perioada pandemiei de COVID-19. În 2020, datorită pandemiei care a fost în 2020, numărul de solicitări datorită fricii populației a scăzut un pic, 67.834, din care pacienți 54.810 cu 1.239 de stopuri, din care 224 resuscitate și 5.625 de bolnavi cu COVID transportați. Vă dați seama că la toți acești pacienți transportați cu COVID, echipajele au trebuit să îmbrace costume de protecție, timpii s-au lungit și a fost un efort deosebit din partea lor, pentru că în acele costume numai să nu lucreze în ele, transpir și... Iar în 2021, până în prezent, avem 36.805 solicitări, 29.718 pacienți. Și aș vrea să transmit un mesaj de mulțumire pentru tot efortul pe care l-ați depus în starea de urgență în pandemie. Ați fost alături de noi toți, de toată populația județului, de toată țara. Să vă spun că suntem alături, domnule director general, de câte ori aveți probleme la municipalitate, suntem alături dumneavoastră, vrem să colaborăm cu salariații de la ambulanță atunci când este cazul, porțile primării municipiului Suceava sunt deschise, ușa mea de la birou este deschisă. În semn de respect, primarul Ion Lungu le-a oferit salvatorilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava o diplomă de excelență. Dați-mi voi în final să citesc acest diplomă de excelență. Primarul municipiului Suceava conferă diplomă de excelență Serviciul de Ambulanță Județean Suceava pentru efortul depus zi de zi în lupta pentru salvarea vieților românești și pentru devotamentul și implicarea personalului în perioada pandemiei de COVID-19. Vă mulțumesc! Poftiți, domnul director! În zi festivă, ambulanțierii și invitații lor au ținut un moment de reculegere pentru cei doi angajați ai serviciului de ambulanță care au fost răpuși de COVID-19 anul trecut. Vreau să ținem un moment de reculegere. Fără să afecteze activitatea instituției, salvatorii au pornit apoi într-o paradă pe străzile orașului. Ulterior, au acordat consultații medicale gratuite pe esplanada Casei de Cultură, în parcarea magazinului Lidl din Opcini și în parcarea de la Julius Mall. Una din devizile noastre este totdeauna tuturor gata pentru ajutor. Deci noi în orice moment suntem gata să oferim ajutor în măsura posibilităților celor care au nevoie de el.
Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată anual la data de 28 iulie pentru a spori conștientizarea privind hepatita virală, o inflamație a ficatului care provoacă o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancerul de ficat, indică site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. În 2021, tema acestei zile este Hepatita nu poate aștepta. Inițiativa marcării acestei zile a fost luată în 2008 de Alianța Mondială pentru Hepatită, iar data de 28 iulie a fost aleasă și în semn de omagiu adus profesorului Baruch Samuel Bloomberg, laureat al Premiului Nobel, cel care a descoperit virusul hepatitei B. Ziua de astăzi este o zi foarte importantă în ceea ce privește sublinierea și atragerea atenției tuturor factorilor de răspundere din sănătate și, bineînțeles, și a populației, deci atragerea atenției către o boală cu impact social foarte mare, cu complicații și cu implicare în proporție mare în etiologia cancerului hepatic. Cu cât este descoperită mai devreme, cu atât poate fi tratată și bolnavul are șanse foarte mari să supraviețuiască. Un viitor fără hepatită este posibil printr-un efort unit. Organizația Mondială a Sănătății face apel la toate țările să colaboreze pentru a elimina hepatita virală ca amenințare pentru sănătatea publică până în 2030. Cu această ocazie, Organizația Mondială a Sănătății trimite mesaje pentru trei categorii de ținte. Pentru public, persoanele care trăiesc cu hepatită nu au timp să aștepte tratamentul de salvare a vieții. Femeile gravide nu pot să aștepte testarea și tratamentul hepatitei B, iar transmiterea de la mamă la copil poate fi prevenită. Nou-născuții nu pot aștepta vaccinarea împotriva hepatitei B la naștere. Persoanele afectate de hepatită nu au timp să aștepte acțiuni împotriva stigmatizării și discriminării. Organizațiile comunitare așteaptă investiții mai mari în hepatitele virale. Factorii de decizie nu trebuie să aștepte, dar trebuie să acționeze acum, prin voință politică și finanțare, eliminarea hepatitei este o prioritate pentru factorii de decizie politici. Integrarea eliminării hepatitei virale cu alte servicii de sănătate așteaptă să fie realizată. Finanțarea pentru testare, tratament și îngrijiri în hepatită așteaptă. Eliminarea transmiterii triple de la mamă la copil a HIV, hepatitei B și sifilisului nu poate aștepta. Validarea eforturilor de eliminare a hepatitei așteaptă să fie implementată. Acoperirea universală cu servicii medicale pentru toate persoanele cu hepatită așteaptă să fie realizată. A începe acum înseamnă a salva vieți. Pentru liderii naționali, stabilirea obiectivelor naționale de eliminare a hepatitei nu poate aștepta. O lume fără hepatită virală până în 2030 începe acum. Îngrijirea celor mai vulnerabile persoane cu hepatită nu poate aștepta. Viața persoanelor consumatoare de droguri injectabile și a persoanelor cu risc sporit de infectare contează. Extinderea serviciilor esențiale de prevenire, testare și tratament a hepatitei așteaptă să fie realizată. Angajarea comunităților în serviciile de prevenire și testare în hepatită trebuie accelerată. Factorii de decizie trebuie să acționeze acum pentru a elimina hepatita, care poate fi realizată prin voință politică și finanțare. Deci, încă o dată, hepatita nu poate aștepta, o mulțime de măsuri așteaptă să fie realizate într-un timp scurt. CSU din Suceava va disputa în această săptămână primele meciuri amicale de la startul pregătirilor de vară. Astfel, joi de la ora 18 și vineri de la ora 10:30, echipa antrenată de Petru Ghervan, Adrian Chiruț, Bogdan Șoldănescu și Iulian Andrei va întâlni în sala Dumitru Bernicu formația CSM Vaslui.
Cele două meciuri dintre CSU din Suceava și CSM Vaslui se vor disputa în cadrul memorialului Mihai Mironiuc. Echipa locală de handbal s-a despărțit de numai puțin de 14 jucători în pauza de vară și a făcut 8 achiziții. CSU din Suceava va aborda următoarea ediție de campionat cu următorul lot de jucători. Portari: Darius Macaria, Ștefan Grigoraș, Eduard Duman și Ionuț Andreescu. Extreme stânga: Alin Roșu, Alex Juverdianu și George Mihalcea. Pivoți: Leonard Ștefan, Alexandru Bologa, Sase Elod și Cristi Bejinariu. Centri: Iraclic Bilașvili, Balaș Botond și Daniel Stanciuc. Inter stânga: Adrian Târzioru, Pavel Loic, Alex Dascălu. Inter dreapta: Valentin Anton, Cemal Cutaia și Nemaia Vukovici. Extreme dreaptă: Robert Furac și Cosmin Lupu. Formația suceveană va debuta în viitorul sezon al Ligii Zimbrilor la handbal masculin pe data de 29 august cu un meci pe terenul nou promovatei Universitatea Cluj. Doamnelor și domnilor, jurnalul continuă acum cu informațiile despre starea vremii și se încheie cu subiectele zilei. Sunt Cătălina Biholar, vă mulțumesc pentru atenție, cu bine! La noapte vom avea parte de un cer parțial acoperit în majoritatea zonelor regiunii. Este posibil, potrivit meteorologilor, să se înregistreze și precipitații. Vântul va sufla cu moderație, dar va prezenta și unele intensificări temporare. Minimele vor avea valori cuprinse între 18 și 21 de grade Celsius. Și joi vom avea parte de vreme deosebit de caldă. Cerul va fi parțial noros în majoritatea zonelor regiunii. La Rădăuț și Botoșani este posibil să se înregistreze și precipitații. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade Celsius, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Cel mai cald va fi la Roman. Canotorii suceveni scriu istorie la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Ancuța Bodnar a adus miercuri dimineață prima medalie olimpică de aur pentru România, iar Mihai Țățigănescu, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au câștigat argintul. După ce România a câștigat primul aur olimpic cu echipa de canotaj dublu vâsle feminin, cu un echipaj din care face parte și o suceveancă, și argintul olimpic la patru rame masculin fără cârmaci, cu un echipaj din care fac parte trei suceveni, administrația județeană a anunțat că eforturile lor vor fi premiate și pe plan local. Emoționat de dimensiunea performanței, Gheorghe Flutur a declarat inițial că ambele echipaje au obținut aurul olimpic și că toți cei patru băieți ar fi suceveni. O firmă care a blocat o stradă din municipiul Suceava pentru a face lucrări de branșare la conducta de gaz a ales cu dosar penal pentru că nu avea aviz de la poliția rutieră. Când s-au apucat de treabă, muncitorii au restricționat și traficul pietonal și traficul rutier. Tupeul constructorului este cu atât mai mare cu cât a început să spargă la doar câțiva pași distanță de sediul poliției rutiere. Gazul metan va fi sistat în municipiul Rădăuți timp de 12 ore în data de 4 august. Astfel, conform unei adrese de la furnizorul NordGaz, furnizarea gazelor naturale în Rădăuți va fi sistată în data de 4-8-2021, începând cu ora 8, reluarea serviciului fiind estimată pentru ora 20. Nu doar gazul va fi întrerupt, servicii comunale nu va putea furniza apă caldă în același interval orar, transmite primăria municipiului Rădăuți. Prima parcare supraterană care va fi construită în Suceava va avea 4 niveluri peste sol și o capacitate de 150 de locuri de parcare. În total, în zonă vor fi amenajate puțin peste 200 de locuri de parcare. Pentru acestea, garajele de pe strada Duzilor din cartierul Opcin vor fi dărâmate, iar pe terenul din jur va fi amenajat și un mic spațiu verde.
Conducerea Spitalului Județean din Piatra Neamț a primit marți cheile noului spital modular ATI construit și donat de Asociația Dăruiește Viață. Ridicarea noului compartiment de urgență a durat doar câteva luni și a survenit după ce 10 pacienți au murit în urma incendiului violent din secția ATI a Spitalului Nemțean. Inițiativa privată a fost sprijinită de sponsori, dar și de oameni din țară care au donat prin SMS-uri. A fost ziua salvatorilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Suceava. Cu acest prilej, sărbătoriții au organizat o paradă în municipiul Suceava, au oferit consultații medicale gratuite și au ținut un moment de reculegere pentru colegilor care au fost răpuși de COVID-19. Medicii, asistenții și ambulanțierii le-au amintit sucevenilor că sunt gata oricând să le ofere ajutor. Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei este marcată anual la data de 28 iulie pentru a spori conștientizarea privind hepatita virală, o inflamație a ficatului care provoacă o serie de probleme de sănătate, inclusiv cancerul de ficat, indică site-ul Organizației Mondiale a Sănătății. În 2021, tema acestei zile este Hepatita nu poate aștepta. CSU din Suceava va disputa în această săptămână primele meciuri amicale de la startul pregătirilor de vară. Astfel, joi de la ora 18 și vineri de la ora 10:30, echipa antrenată de Petru Gherban, Adrian Chiruț, Bogdan Șoldănescu și Iulian Chiruț va întâlni în sala Dumitru Bernicu formația CSM Vaslui.